Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi pregătim merluciu în sos de fructe de mare, pentru care vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Bineînțeles, un merluciu am luat eu, voi puteți să luați mai puțin dacă vreți. Eu fac pentru 4 porții. I-am scos osul, după cum vedeți, tot. Căpățâna o opresc ca să fac un caldo de, cum se zice, Beti? Un sos. O zeamă, un suc de pește. Așa, scoici de mare, 250 de grame, o lingură făină, 16 langostini, 150 ml vin alb, un pic de pătrunjel, verde proaspăt, ceapă, usturoi, sare și ulei de măsline. Tim langostini, adică îi rupem capul și îl punem aici unde am pus și resturile, căpățâna și oasele de la pește. Și acum curățăm langostin. De asta. Și când este curățat, îi scoatem firicelul acela care trebuie scos. Dacă vreți să-i păstrați codița, eu păstrați. Așa, și vedeți asta? Crestăm așa puțin. Și-l scoatem. Așa. Așa procedăm. Punem puțin ulei aici. Și răsturnăm căpățânile și osul, căpățânile de la gambas, de la langostini și șirul, osul, căpățâna de la pește. Și le călim puțin și adăugăm apă ca să facem o zeamă de oase de pește și căpățâna. Acum că și-a schimbat culoarea, s-au îngălbenit căpățânile de langostini. Ou! Adăugăm un pahar de apă și le mai lăsăm așa la fiert să clocotească ele vreo 5 minute. Punem un pic de ulei de măsline să călim ceapa. Ceapa noastră s-a călit un picuț, adăugăm și usturoiul și un pic de pătrunjel, că tocmai l-am tăiat, l-am făcat. Mai călim puțin. Supa noastră de căpățâni și cozi de pește este gata. Adăugăm lingura de făină și o călim puțin și pe ea. Imediat o să adăugăm vinul alb. Vedeți? Ce frumos arată! Și adăugăm și coborâm și focul puțin și adăugăm și zeamă supiță
de pește. Și lăsăm să clocotească. Sosul nostru s-a îngroșat. Punem peștele. Eu v-am zis, am avut un întreg. Voi puteți să puneți câte porții normale pentru 4 porții. Compoziția asta. Așa. Îi adăugăm și sare, că nu are sare deloc, nimic. Și lăsăm să fiarbă cu capacul pus 5 minute. Adăugăm langostinii. Și scoicuțele. Și mai lăsăm iară 4-5 minute să fiarbă. Dragilor, timpul nostru a expirat. Rețeta noastră e gata. Vedeți, s-au desfăcut scoicuțele, langostinii s-au fiert, peștele la fel. Zeama este suficient de groasă. Dacă vă rămâne prea subțire și o vreți așa mai grosuță, îi adăugați o linguriță de amidon în apă rece dizolvat și este imediat la densitatea care o vreți. Nu rămâne acum decât să vă servesc o porție virtual, că altfel nu pot, și să vă urez poftă bună. O să pun așa scoică, două chiar, langostini, un pic de sosuleț, hai să mai pun o bucățică de pește să nu fiu zgârcită, așa, și un pic de pătrunjel. Și sper să vă placă. Aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Merluciu în sos de fructe de mare, cum v-am spus. Sper să vă placă și dacă vă place, distribuiți-o mai departe. Și eu vă aștept la următoarea mea rețetă cu mult drag. La revedere!